Odată cu îndreptarea vremii încep să fie și locurile de muncă mai multe, iar piața începe să se deschidă, să fie mai populate cu locuri și cu oferte de muncă. Astfel, la data de astăzi există în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți 58 de locuri de muncă vacante, adresate atât celor cu studii medii cât și celor cu studii superioare. La data de astăzi, 13 martie 2015, în evidențele noastre există un număr de 58 de locuri declarate vacante de către angajatori. Este vorba de locuri de muncă în următoarele meserii: ajutor preparator produse fast food 1, brutar 1, croitor 2, lucrător comercial 3, lăcătuși construcții metalice 1, editor imagine 1, măcelar 1 loc, 10 locuri pentru muștitor necalificat în confecții, ospătar 5, operator confecționare îmbrăcăminte 10, șofer 1, patiser 4, preparator mezeluri 1, redactor 1 loc, șofer 3, spălător auto 3, șef linie croitorie 1 loc, vulcanizator 1, vânzător 4 și 4 locuri pentru cei care au meseria de zidar. De asemenea, prin compartimentul de formare profesională în aceste zile avem în pregătire 7 cursuri de calificare, calificare și cursuri care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Prin aceste cursuri șomerii învață o nouă meserie, dobândind noi cunoștințe teoretice și practice în meseriile la care se organizează aceste forme de pregătire profesională. Este vorba de cursuri în meseriile de dulgher, tâmplar, parchetar, zidar, lucrător în structuri metalice pentru construcții, ospătar, lucrător în comerț, brutar și manicuristă. Suntem în perioada de pregătire a grupelor, de formare, de preselecție a șomerilor. Vrem să formăm cât mai repede aceste grupe, să demarăm și aceste cursuri de calificare, recalificare, pentru ca după aceea să putem pregăti alte cursuri de formare profesională în alte meserii pentru care există cerere de locuri de muncă din partea agenților economici. Din păcate, județul Mehedinți este pe primul loc în topul șomajului din cifre și statistica șomajului, sărind de 10,3%, iar odată cu închiderea Romac Plot și disponibilizări de termo, cifra indicelui de șomaj va mai crește. Continuăm activitățile pe care le-am demarat săptămâna trecută în sensul de a organiza întâlniri cu angajatorii. Săptămâna trecută la sediul nostru am organizat o întâlnire cu angajatorii și cu șomerii care au finalizat cursuri de formare profesională pentru a-i pune în față în față și a discuta direct ocuparea unui loc de muncă. Și săptămâna viitoare, miercuri, în data de 18 martie, începând cu ora 12, la sala de ședință a instituției noastre, se va organiza o nouă întâlnire cu un angajator din județul nostru. Acest angajator oferă locuri de muncă pentru meserile de barman și ospătar. În acest sens, noi vom invita mai mulți șomeri care au finalizat cursuri de barman și de ospătar. De asemenea, angajatorul va fi și el prezent și atunci acesta va discuta față în față cu șomerii care vor veni și care au terminat aceste cursuri pentru a negocia direct ocuparea unui loc de muncă, așa cum am spus, miercurea viitoare, în data de 18 martie, începând cu ora 12, la sala de ședință a instituției noastre, se va organiza o nouă întâlnire, practic pentru medierea ocupării în loc de muncă pentru șomerii care au finalizat și au absolvit cursurile de barman și ospătar.